Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi încercăm un joculeț numit Narita Boy. Este un joc așa inspirat din tipurile clasice de jocuri, așa mai cyberpunk-ish, synthwave-ish, sunt și skin-uri pe League of Legends în tematica asta, dar cumva aduc și mai tare vibe-ul ăla, dacă e să luăm așa pe imagine sau așa cu He-Man sau cu Tron, dacă e să luăm așa. Deci probabil dacă sunteți o like așa mai bătrâni, între voi probabil să recunoașteți, dar probabil dacă ați stat pe internet, sigur recunoașteți unul din referințele pe care le are imaginea de pe meniu. Dacă vă interesați jocul ăsta, s-ar putea să-l găsiți pe Epic Store, s-ar putea să-l găsiți pe Steam, cred că-l găsiți oriunde, destul de ieftinache, dar hai să vedem care se treacă cu el. Am auzit lucruri bune și că n-ar trebui să-l ratăm. Cam asta a fost părerile pe internet când am auzit despre el, așa că am zis ok, am făcut rost de el, hai să dăm bătaie. Și dacă vă place și vouă, oameni buni, știți foarte bine ce ați făcut, un micuț like acolo și ar fi super de gust din partea voastră. Ok, new game. Connecting with Narita 1. The game uses autosave feature. Ok, clar, nu o să închidem PC-ul atunci când mi apare iconița de încărcare. Are și filtrul ăsta așa mai colorat, știi? Filtrul de cameră mai veche. Oh, da, și e clar, e pixel art și adică să înțelegeți. Old York in the early 80s. Oh, shit. Avem pe cineva care lucrează la PC, mănâncă ramen, cel mai probabil un weeb sau ceva și hackermanul ește pe acolo. Hackerman. Îmi place designul până acum. Designul mi se pare drăguț. Și îmi place care e propria lui temă muzicală. Aia mi s-a părut foarte wow. Stai, nou virus. What the fuck? Oh my god! L-a lovit prin monitor. Eclipsa silențioasă, creatorul a uitat, el s-a întors. Cine? Activează pe Narita Boy protocolul Narita Boy. Ia să vedem în care treaba asta. Duce, ce funky e designul. Wow. Ok, asta suntem noi, presupun. În același timp, în marginea, în periferia New Yorkului, clar, mama cu copilul care se joacă prea mult pe calculator. Au credeam că trebuie să facem noi ceva. Închide porcăria aia de mașinărie și du-te direct la culcare, pentru că mâine trebuie să... Oh, mâine o să-l dăm înapoi tatălui tău. Oh, nu, mă lasă fără joc video. Ce femeie! Cam aiurea. Stai toată ziua lipit la monitore. Dude, îmi place rău de tot design, e foarte cute. O să activa random noaptea. Eu încă aștept să-mi dea să controlez, dar sunt foarte absorbit și de intro. What the fuck? Boy! Yeah, boy! Arrival in the Digital Kingdom. Ai o ceva ca aminte de Blasphemous ca și grafică și ca animație, dacă e să luăm așa. Yeah, boy! Oh, shit! Mă știu lumea digitală. Ok, that's cute. Oh, oh, WZ te miști, ok, super. E ora, boys. F. Ai ajuns la timp, Narita Boy. Stagul pe care l-am programat să cheme eroul aparent a funcționat. What? A explicat că a creat un program încă să mă cheme pe mine aici, ok, super. Locația asta e de back controlată de hacker nauți, tu poți să călătorești mine fără, bine, cu încredere, cum s-ar zice așa. Dar totuși ai grijă, el și hacker nauții sunt neobosiți să continue să ruleze linii de cod pe aici sau chestii genul ăsta să te găsească, știi? Vorbesc și în termeni de hackerman care au mai mult sens în engleză, dar e foarte greu să vă explic exact care este treaba. Apasă butonul ăsta ca să deschizi ușa, ok, și acolo să te aștepte cineva care să vorbească cu motherboard-ul. Bine venit în Digital Kingdom. Ok. Îți vorbim cu motherboard-ul, care apare aici în personaj. Noi știm foarte bine ce este placa de bază. Ok, objective, open the door, F. Ok. Ne-am dus. Faceți loc că vin. Oh, apăreasă W, ok, trebuie să apeși W ca să acționeze. Oh, deci genul ăsta e platformer. Space, ok, genul ăsta de chestie. O să joace pe controller? Ok, de pe controller văd că funcționează, dar cred că o să lăsăm de pe WSD să fie și mai clasic. Ok, aparent nu luăm fall damage. Asta e clar. Deci nu luăm fall damage. Văd că eram niște statui cu mine acolo. Asta probabil înseamnă ceva. Aici e ceva profeție. F. Asta cred că e motherboard-ul. Asta e mesaj preregistrat pentru Narita Boy. Eu sunt supervizorul acestui program. Ok, superb. Dacă mă asculti, asta înseamnă că ai primit ajutor, ai primit mesajul de ajutor. Ok. Te să urmărești raza care iese din ceva nucleu, din ce văd eu aici. Fiecare rază are o funcție specifică. Sunt mai multe raze aparent. Cred că sunt razele care arată cum funcționează totul. The blue house beam, the regions of eternal, așa, multe chestii. Finally, the red house beam, the most powerful. Am explicat fiecare rază de unde e și ce și cum și care. Dar noi, el, care supervizează programul, el se ocupă de toate datele și toate alea. Ok, super. Trebuie să mergem în Techno Feathers asta. Ok, drăguț. Suntem în propria lume digitală aici și cumva trebuie să găsim o soluție de a... zic, de a-i salva sau ceva. Trebuie să luăm sabia. Au, ăsta e el, vrăjitorul. Ok, el care se ocupă de raza roșie. Placa de bază să explice totul. Superb. Where is my sword? Asta ce e? Safe point? Ah, ok. Asta e un totem de monat. Dude, seamănă cu tipul ăla. Aparent creatorul e Gagiola Hackerman pe care l-am văzut la început. Pentru că seamănă cu tipul ăla. You need to find the 12 remaining totems. Deci să găsim niște toteme. Deci avem diverse obiective ca să ajungem la obiectivul final, de aia, așa nume să ne ocupăm de hackermanii ăștia. Îmi scuresc cum are legătură cu lumea reală. Oh my god, ochii mei. Jesus. Simplu doar că ar trebui să pun de astea mesaje. Aveți grijă, epilepsie totală. Oh, Jesus. Asta așa destul de astea. Ok, ce are asta aici? Narita Boy încă nu ne-a cunoscut. Eu și... fratele meu, programul. Ok. Suntem agenția capitalei. Placa de bază ne-a pus să... te mutăm prin tărâmul de digital. Jump and dodge, ok, cool. Au! Rest in force! Rest in force! Ok, asta e cool. Ok, deci poți să te cocoți. Aia de pe dai drumul și apoi te urci aici, super. Bine, e destul de simplu momentan. Au, și presupun că acum trebuie să folosim astea să ajungem aici, țai. Holy shit. Why? Nu cred că acolo n-am atins ăla atât de aproape. Uite, why aici? Why e dubioasă, nu știu care e faza cu ea. Este blocată. Access Baba Cave. E o sărmână. Ai nevoie de Techno Cave. Așa. Visit Baba. Oh, aici. Trebuie să vorbim cu asta ca să ne dea, presupun că cheia. Unde vine arma? Adică știu că trebuie să avem și o armă sau ceva. Techno Father's Castle. Deci castelul Techno Father's. Încă pare a fi o aventură destul de interesantă ce urmează să avem acum. Uai, cum batem? Zombies. Deci trebuie să primim inamici. Cred că momentan doar ne feri... Oh, god, am murit. Uai, am sabie. Am văzut sabie acolo. Cred că nu m-am uitat la controle în stuff. Ok, m-am uitat pe controller dacă e aici ceva, dar nu. Well, până atunci, boys, cum zice și jocul, rest in force. Îmi place aia când mor sau ceva, nu e pur și simplu un you died, ci pur și simplu rest in force. Ok, văd sabia. Păi, de ce nu pot să iau sabia aia de acolo? Ar fi fost foarte practic să pot să iau. Ok, am apăsat butonul și de acum mergem să luăm sabia. Hehe, rock on, uite de stânga de tot. Bă, destul de drăguț. Serios, e destul de drăguț felul cum arată. Ok, baba, tu ești. Ok, trebuie să mergem acolo pentru a vorbi la Underground Caverns. Access the Underground Caverns Gardens. Access to higher room. Și de aici îmi dăm acces către Gardens. Ori nu știu exact, cred că nu m-am uitat bine. Portal Priest, Techno Hall, Algorithm Hall. Așteaptă, fac ceva pe aici. Oh, the Techno Sword mă așteaptă, super. Cum iau Techno Sword-ul? Where is my Techno Sword, bro? Oh, uite aici. Elevator the Techno Slab. Oh, shit. Păi, ăsta e tipul. Are legătură foarte tare cu tipul de la început, din ce văd. Oh, God, ok. Rest in force să fie. Ok, să avem grijă momentan. Nu ne aruncăm de aiurea, că poate o să murim iarăși. Opa. Îmi place cum mă pregătește de toată aventura asta aici. Foundation Corridor. Holy shit. Dude, flash-urile astea mă sperie. Deci arată, cred că, povestea sabiei alea pe care o vrem noi. Ok, am deschis și drumul. Ar văd că drumul nu vrea să coopereze cu mine, nu mă lasă. Muzica e faină. Fără mișto, muzica aia, muzica e mișto. Prejuri pitli. Sabia Techno. Amă. Eram pe vibe acolo. Oh, shotgun. Ultra beam. Băi, astea sunt abilitățile, cred. A Techno Sword. Ok, jocul ăsta e fain. Sincer, jocul ăsta e mișto. Home run. Da, e mult prea mișto. Sincer, e făcut fain. Oh, și asta e shotgun mode de pe capa. Ah, fuck. Ce urmează? Oh, mai mulți nemici. Holy shit. Ok, învață despre shotgun și ultra beam. Oh, nice. Ăla e ultra beam-ul când ți-a apăsat. Oh, shit, n-am gloanțe. Nice. Deci când ai 3 gloanțe de shotgun poți să dai ultra beam-ul. Dude, ok, chestia asta e destul de fun, dar cred că trebuie să joc de pe controller sau ceva. Ok, care e shotgun-ul? Ok, asta e shotgun-ul. Ah, ok, nu mai joc de pe controller. Poți fi mai specific, dacă poți fi mai specific de pe ăsta. Pe tastatură. Dacă puteam joc cu D-pad-ul, probabil că puteam. Ok, vă cam și viața acum. Oh, God. Deci nu mai... Oh, my God, vere. Platformere. Auci. De ce mă grăbesc la chestii de-astea simple, dacă fără mișto? Oh, zice că trebuie să mă duc înapoi. Înapoi unde? Oh, stai că poți să te sui pe lucruri, am uitat. Nice, salut. Am luat ceva. Dodge. Am obținut dodge-ul. H ca să evadez. Mamă, dar tastele sunt cam pirnaie. Ok. Și de tot să fie puțin greu să mă obișnuiesc cu tastele astea, ținând cont de joc și toate alea. Dar sincer să fiu, îl recomand. Adică pare destul de făinuț. Oh my god, dude. Și ce trebuie să fac? Oh, Oh, trebuia să dai dash. Oh, încă o chestie. Bum. Oh, menu. Și ai ajuns la primul totem. Și aici trebuie să rezolvăm totemul ăsta, ok. Nu, medităm, cred că obținem ceva. Okay. A, așa rezolvăm să nu mai fie agitat ăsta. You have reached the first totem. Ok, 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 ok. Wait, what? Cred că n-am făcut ceva ce trebuie. Ok, zi din nou. You must penetrate the cage. Every time you release the memory will return to the creator. Meditate in the midst of the code. When you can connect to the totem, așa. Nu prea pare să am cum să mă duc în față. Presupun că trebuie să meditez aici iarăși. În F. Și încercăm din nou. Să deschizi asta. Ok, 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 ok. Acum are sens. Și acum te ia ăsta. Presupun că trebuie să trec de asta sau nu știu exact ce trebuie să fac. Oh, oh, e pământ. E solid jos. What the fuck? Ăla e un fetus. Oh, presupun că aia trebuie să fac ceva cu ea, cu chestia aia. Jesus. Oh, presupun că trebuie să intru în fiecare zonă. Hold a key to run. Ok. Oh, astea sunt amintirile creatorului. Numele meu este Lionel Pearl Nakamura. A fost născut în Narita. Și târziu am venit aici. Oh, ce aflăm puțin din povestea aia creatorului, știi? Cred că noi aici trebuie să aflăm toate detaliile și toate cum s-a ajuns în punctul în care tatălui era american. Ok, pare că e american, pare că am bat. Nu putea să fie și român în același timp. Dar aici un singur lucru pe care îl amintește este lumina și vocea pe care o emana maica sa. Ok, și ținea foarte mult la maica sa, asta e evident. Oh! Asta s-a transformat. Ah, și cred că trebuie să căutăm la fel fiecare de asta care are, cred că, lumină pe el. Ah, nu putem continua pe aici. Cred că trebuie să vizităm toate memoriile. Ok, acum cred că putem continua. Yeah, acum putem continua. N-are sens. Zombos? Zombotau. Skull Code. Stare porcării. Oh, fuck. Nice. Dude, îmi place muzica de luptă. Fără mișto. Muzica de luptă e absolut faină. Nice. Sincer, e destul de confortabil și pe tastatură. Mi-aduce aminte de jocurile vechi, Mame 32, pe care le jucam pe tastatură. Fuck. Rest in force. Oh my god. Ok, super. Ok, și am activat una dintre cele 3 chei ca să deschid cealaltă ușă. Ok, am înțeles. E genul ăla de joc, dar nu e rău. Ok, asta e motherboard-ul? Hello, brother. Ok. Să ducem pe partea alaltă. Techno key found. Go down to the garden. Down, presupun, doar aruncă-te. Ok, nu merge așa. E ok. Anyways, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video. Am vrut să vă arăt joculețul ăsta, sincer, mi se pare foarte, foarte mișto și sper să încercați și voi. Chiar e un joc destul de fain ca design și ca muzică și ca tot. În special că muzica mi se pare foarte, foarte bună. Așa că dacă vă place jocul ăsta mai bun, știți foarte bine ce aveți să comentați, dați like, subscribe și eu și coment. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!